Bine m-am prieteni la ora asta târzie, dar alt titlu n-am găsit. Ce am făcut astăzi? Ca de obicei ce fac de ziua mea? Mă duc și îmi cumpăr cărți, adică îmi cumpăr cărți. Mă duc și mi aleg cărți pe care le cumpără, și așa, nevastă mea și fică mea. Filmăm aici. Bă, și am găsit niște cărți. Eu sper să le găsiți și voi. Studenți de la filologie, la... Oh my God! Editură. Editura, oh my God! Cazzo. Mihnea Bălici. Laura Francisca Pavel. Trucuri urbane. Și o să vă zic de ce subiectul astăzi poezia. Băi, explozie! Oamenii ăștia care au făcut editura, nu știu dacă e lor, nu m-am interesat de o de editură... Uh, Doamna de la librărie era extrem, extrem de volubilă și de fericită, că uite, niște copii au făcut o editură și publică, zâmbeau multe, multe, multe cărți, abia aștept să mă duc să, să, să iau toate cărțile de la OMG. Oh, my God! Da? Și am găsit astea, două cărți, mă dau pe spate. Și îmi dau seama ce generație faină avem. Nu băgăm în seama că suntem niște fraieri, nu noi, ăștia de la cultură, de la ministere, de la tot felul de chestii. Adică am văzut la Laura Francisca Pavel, am văzut ceva așa, o... nu e lirismul ăla cu care suntem noi obișnuiți. Știi, poezia aia care trebuie să fie mai lirică, mai nu. E o poezie, o să zic cu păcat acum, dar dacă sunt filolog, mi se iartă, că mă pot juca cu limba română ca și cu guma de mestecat. O, o semicontemplativă. Adică e ceva pe care E o carte pe care o ții mereu în tine. O ții mereu pe, pe noptieră. Nu o citești niciodată de la pagina 1 până la pagina 100 sau câte pagini o avea. Nu. O citești de unde îți vine. O citești cu sentimentul ăla de bucurie, bucurie plină, gratuită, nu-ți dă nimeni niciun leu, nu dai niciun leu, da? pur și simplu de bucuria că ai găsit o chestie foarte faină. E ca și cum ai văzut un, odată un apus și îl ții minte, știi? S-au răsărit. Adică e bucuria aia plinătate. Nu e bucurie, e plinătate. Bun, m-am uitat. Băi, oamenii ăștia și-au făcut o planetă literară cu care ne răstoarnă lumea în mod fericit. Și știi că eu tot mai zic din când în când și lumea mai la mișto câteodată. Ba, asta este. Că șansa generației noastre, inclusiv de filologi, este să vină generația asta mai tânără, să ne arunce peste bord. Pentru că și nu e vorba de că să ratat sau n-am ratat generația asta noastră. Că fiecare generație care trece este o generație care ratează. Da, ratează eternitate, ratează, ratează o grămadă de chestii. Să ne arunce peste bord pentru că vin cu o nouă semantică. O semantică mult mai prietenoasă ca să zic și eu ca bătrânii, pe vremea mea se scriau poeziile despre toamnă, frunze moarte, iubire, suferință din bube, muncegar și noroi. Ei scriu altfel. Ei sunt prima generație de literați europeni. Eu văd cărțile astea traduse cumva în limbi de mare circulație. M-am uitat după aia la Mihnea Bălici. Mihnea Bălici vine, e student, născut în 98, mama mea. În 98 o mă afară de la televiziune pentru masătura de România. Vine din Neamț. Bă, și te gândești că vine din Moldova așa ar trebui să aibă... Nu, nu, nu. Vine... Știi cu ce compar poezia lui? Cu... În arhitectură există brutalismul. Dar noi, Când vii și îl distilezi în poezie, brutalismul ăla nu mai este respingător. Este fascinant. Brutalismul rural, mutatis mutandis, în mod evident, poate exagerez, L-am văzut prima dată în literatura noastră la uh, Marisorescu, la Lilieci. Mai țineți minte când apăreau alea patru volume cu la Lilieci, unul la Lilieci, dar era rural, era așa mai... Uh, ca și cum autorul s-ar fi distanțat de ceva de care vrea totuși să fie aproape, la să numea sat, etc. Uh, Bălici aduce pentru prima dată tema migrației, dar nu e nu tema aia uh, suferind a migrației. Este acel brutalism acel tip care vine, se uită ca peste ochelari la lume și începe să povestească despre lumea. Dar ți-am spus, văzută peste ochelari. Nu văzut așa patern sau condescendent. Nu, nu, nu. Forță. O forță incredibilă. Eu l-aș compara, deși în literatură nu e bine să compari, dar se, ca senzație. Ca senzație aș compara citirea cărții astea cu citirea cărții lui Cristian Popescu. Cristian Popescu a murit pe la 20 sau la 20-21 de ani. El a scris, dacă găsiți pe undeva, prin librării, sper să, mai, să se mai reediteze, dacă nu prin anticariate, să găsiți Familia Popescu. Da? Este cartea lui. La fel de uh, brutal povestită. Vine bălici și aduce și mai brutal. Da? Cuvântul în discuție. Dar atenție, nu e un cuvânt care nu-ți place. Chiar dacă unele cuvinte pot părea vulgare sau mai știu cum, nu? Sunt cuvinte care bă, sunt citite și parcă stai de vorbă cu ele. Adică nu să, nu o să vă citesc din poezii, vă las, da? Mihnea Bâlici, cațu! Titlul spune tot, știți foarte bine, italiană știe tot românul, că de la rând ne tragem și tot acolo merem. Înțelegi? Și văd că la editura asta, la Oh My God, au apărut până acum 23 de volume spre rușinea mea, am doar două. La fiecare carte de poezie am primit un roman, pe gratis. Tot de la OMG, de la Oh My God. Am ales unul în românește pentru mine și unul în engleză pentru fie mea. Revenind la poezie, este senzație, știi? mai ții minte că sunt zilele alea speciale care nu au nimic special în ele și dintr-o dată, la sfârșitul zilei, te trezești așa cu o satisfacție de asta în orb. Că nu știi de ce. Bă, oră, ce mi-a făcut ziua bună? Habar de, nu s-a întâmplat niciun eveniment, nu ți-a adus niciun tort, n-ai câștigat la loto, nu te-ai întâlnit cu mândra de alaltă ieri. Nu, ci pur și simplu așa o senzație, te învăluie. E un fel de ceață de aia foarte fericită prin care bate soarele. Cam asta Cam asta e senzația când văd atâtea cărți de versuri scrise de studenți de la Filologia Clujană, Mina Bălici și redactor șef al revistei Echinox, organizator al Clubului de Cultură Nepotul Toro, tată, Adică discutăm despre, și uite ce fain, coorganizator al atelierului de poezie din cadrul festivalului Super și cofondator al platformei culturale Mafia Sonetelor. Asta e generația care lipsea din literatura română. Peste 50 de ani, sau peste 30 de ani, sau peste 20 de ani, o să vină o altă generație, care vor vorbi despre Bălici și despre Laura Pavel, Francisca Pavel, ca despre cei pe care trebuie să-i dea la o parte. Ăsta va fi câștigul imens al generației de acum. Al lui al lui Pavel și ale tuturor celor 23 până acum, numai, care au scos carte. Adică să te gândești că totul este. Mă... Uite, tu, tata, ai muncit 12 ani în Italia. 12. Ca acum eu să stau singur pe picioarele mele. Ce gândesc e în mare parte corect. Așa că să adresez versurile astea pe care doar tăietura le, face, le mai face versuri și pe care probabil nu le vei citi atent. Încă mi-amintesc cu drag de la Dispoli de palmier de plajele pline de turiști, dar știu că și ție -ți se silă de tireniană. Și portocalii nu se comparau cu livezile de acasă. Munceai la un garaj din Roma, parcai mașinile altora mai scumpe decât rănăvările decât casa din Ro, te antrenai pentru daci 1300, dacă te simțeai vreodată singur, înscriai mie pe Skype și îmi ziceai că ai lacrimi în când astezi. Dar eu nu cred că aș fi fost mai șocat nici dacă te-aș fi văzut plângând în față. Nu eram emoționat, eram furios. Pe comunicarea asta handicapată, pe clișeele pe care ți le vindem, care sunt pe bune, dar nu par, ce înseamnă să-ți fie dor de cineva, ce înseamnă să fii singur, să plângi de dorul cuiva să-i spui, apoi liceul și facultatea s-au întâmplat. Bă, e ceva, știi, foarte brutal. Îți spun ce s-a întâmplat. Da, asta spun în poezie. E un fel de, știi, Roland Bar vorbește despre gradul zero al scriturii. Să zici în câte, mai, cât mai puține cuvinte, să dai cât mai multe senzații, să, să spui cât mai mult, să ai o semantică, una de aia care să bubuie din două, trei cuvinte. Asta fac copiii ăștia. Sunt de o mie de ori mai deștepți decât noi. Sunt copiii care m-au făcut o zi de naștere bestială. Las la o parte faptul că aseară, când am ajuns de la emisiunea aia în direct, de la Prima News, pe la 12 și jumătate, noaptea, eu și mândrelele care mai erau pe la OMV pe acolo, mai bem o cafea de noapte și mai povestesc cu ele și au povești. Da? Am venit la 12 noaptea, și ce să zic, luminile stinse, și când am intrat în casă, bubuie la mulți ani, și prietenii erau aici. Îți dai seama, uh, ar, ar trebui să spun acum pe limba asta de filolog, uh, elegant, vai ce emoționat am fost. O să spun și eu pe limba generației tinere pe care toată lumea o înțelege. Și uneori nu vrea să o accepte. M-am căcat pe mine de emoție. Vă pupilesc semnificativ.